și facem o frumoasă purificare, dragii mei, pe dragostea voastră, da? Un descântec pentru dragoste, pentru fericire, pentru pace, să vină norocul la voi, să vină dragostea pentru toți cei care vă doriți căsătorie, da? Vedeți, aici este mirele și mireasa și aici este lumânarea, da? Și voi aprinde, bineînțeles, lumânarea, dragii mei, să facem pentru voi, da? Eu nu aprind o simplă lumânare și eu aprind destinele voastre acum aici. Fie că această lumânare și acest foc minunat să aprindă în inimile voastre pentru toți cei care sunteți certați din nou, să aprindă dragostea, să aprindă pacea, să aprindă fericirea. Așa cum descânt eu cu această lumânare, tot așa voi să rămâneți descântați, voi să rămâneți curați și dragostea să vină la voi. Fie că această lumânare să aducă în viețile voastre numai bine, pace, fericire și dragoste, da? Așa cum această lumânare este roșie, așa să fie roșie dragostea voastră și inima voastră, să vă iubiți, să vă respectați, da? Eu cu gura am descântat de farmece, am alungat răul și farmecul și de ochiul și nenorocile de la voi, de la casele voastre, din inimile voastre, din destinul vostru. Luăm un bețișor din ăsta care e pentru dragoste, da? Cu acest fum miraculos al iubirii, să vină iubirea în viața voastră, acolo unde nu sunt destine, cum se topește ceara de la această lumânare, să vină destinele în calea vieții voastre, să vă găsiți sortitul, să vă găsiți ursitul, să vină la voi pe băzi de arțar ca un armăsar, pe băzi de alun ca un nebun, așa să vină ursitul la voi, de unde este, din această lume, să nu poată dormi, să nu poată sta și el să vină la voi, să vă împreunați și să vă iubiți, să vă respectați în sfânta taina a căsătoriei. Toate persoanele care sunteți certate și toate persoanele care sunteți despărțite din cauza farmecelor, da? Cum nu rabdă mama fără copilul ei, așa să nu rabdați voi unul fără altul și să mergeți unul către altul, să vă împăcați, să vă iubiți, să vă respectați, da? Cum nu poate oaia să stea fără miel, așa să nu puteți să stați voi unul fără altul. Cum înfloresc macii pe câmp, așa să înflorească din nou dragostea voastră și iubirea voastră și să vă iubiți, să vă respectați și să vă uniți destinele. Toți cei care sunteți despărțiți prin farmece, cum se topește ceara de la această lumânare, să se topească farmecele care sunt căzute asupra voastră, asupra dragostei voastre, asupra destinului vostru, asupra vieții voastre. Așa cum se separă ziua de noapte și noaptea de zi, tot așa să se separe de voi farmecele, blestemele și ghinioanele, nenorocile care sunt căzute în destinul vostru, pe cununia voastră, pe dragostea voastră, pe viața voastră, pe fericirea voastră, pe căsătoria voastră. Cum pleacă apa de la țărm și cum se desparte morții de vii, așa să se despartă rău, farmecul și blestemul de pe capurile voastre, de pe inimile voastre, de pe destinul vostru, de pe viețile voastre, de pe cununiile voastre, de pe soarta voastră. Cum această lumânare se topește, să se topească rău, farmecul, blestemul care a fost făcut asupra voastră, asupra inimii voastre, asupra destinului vostru, asupra vieții voastre, da? Cum apa curge la vale așa de repede să plece tot ce este rău și să vă curățați și să vă spălați de rele, de farmece, de blesteme, de ghinioane, de nenorociri, de lucruri necurate. Eu descânt pe toți cei care sunteți pe canalul meu de YouTube și pe toți cei care sunteți pe TikTok-ul meu, care sunteți despărțiți, să vă împăcați, da? Așa cum pâinea se coace în vatră, tot așa să se coacă din nou inima voastră și voi să vă iubiți, să vă respectați. Așa cum vinul este bun în ulcele, așa voi să fiți din nou un cuplu și o relație frumoasă să aveți împreună, să vă iubiți, să vă respectați și nimeni niciodată să nu mai poată să rupă. Eu închid acum aici cu puterea Universului, cu puterea spiritelor luminii și cu puterea mea, închid răul, închid farmecul, închid blestemul care este căzut asupra dragostei voastre, asupra fericirii voastre, asupra inimii voastre, asupra tuturor
problemelor care voi le aveți pe dragoste și să plece departe în pustiu, unde popă nu cântă, unde toacă nu toacă, unde copil nu se scaldă. Acolo să plece rău, departe de mii de ani, pe cărări butucite, împleticite, să plece și să nu se mai toarcă în fundul pământului să se ducă. Voi să vă dezlegați, să vi se dezlege dragostea, să vi se dezlege căsătoria, să vi se dezlege cununia, să vi se dezlege dragostea voastră și inima voastră care este pietrificată să se dezlege, răul care este făcut pe inima voastră să plece. Fugi răule, fugi moroule de pe inima lor, de pe dragostea lor, de pe destinul lor. Du-te cât mai departe, peste nouă mări, peste nouă văi, acolo unde om nu umblă, unde copil nu se scaldă, unde popă nu cântă. Pleacă cât mai departe de ei și eliberează-i de rău. Eliberează-le destinul, eliberează-le dragostea, eliberează-le fericirea. Să rămâneți curați și luminați ca de Maica Domnului lăsați. Nu pentru o zi, nu pentru două, și pentru toată viața. Pâi, așa să fie. Cum se topește ceara de la această lumânare, să se topească rău, farmecul și blestemul care sunteți legați. Tot ce este legat cu uniile voastre, care sunt legate cu 10, cu 9, cu 12, cu 22 de noduri, că sunt făcute la mor, că sunt făcute unde sunt făcute, să se dezlege acum cu uniile voastre pentru totdeauna. Eu cu gura am cântat și cu gura am descântat, răul am alungat de pe voi și v-am lăsat curat, și să se dezlege de pe voi rău, farmecele și blestemele, iar voi să vă iubiți cum înfloresc florile pe câmp, să înflorească din nou inima voastră și dragostea voastră. Toți cei care nu aveți destin, să vină destinul în calea vieții voastre, să vină de departe, de pe mări și țări, din sud, nord, est, vest, să vină la voi, să vă întâlniți cât de repede. Cât de repede să vă întâlniți cu destinul vostru și să aveți parte de noroc, cum are parte busuiocul înflorește în grădină, așa să înflorească norocul în dragostea voastră, să înflorească fericirea, să înflorească să înflorească dragostea voastră, da? Să pieie rău de la voi, să pieie rău din inima voastră, să pieie rău din inima voastră, din sufletul vostru, din dragostea voastră, să se ducă înapoi la cine a legat, la cine a dat, la cine a, și cine a legat să meargă la spânzurat, să aibă parte numai de rău. Așa cum această lumânare este descântată, așa cum eu fac acest descântec, să ajungă acest descântec la inima voastră, sufletul vostru și destinele voastre să fie liberate acum, aici și pentru totdeauna. Doamne ajută! Uitați-vă la acest video cel puțin de 7 ori, dragi mei, distribuiți număr cât mai mare, da, ca să se prindă ritualul ăsta mai bine de voi, de scântecul ăsta, și toți cei care nu sunteți în destin, adică n-aveți destin, scrieți-vă un bilet după ce vă uitați la acest ritual, da, la acest descânte, scrieți un bilet la univers și spune: eu vreau să mă întâlnesc destinul, cu culoare roșie scrieți biletul, vreau să întâlnesc destinul în calea vieții mele, și scrie acolo pe foaie cum ai vrea să fie destinul tău. Pui această foaie, o dai cu parfumul tău și o pui supernă la tine să dormi, să vezi ce visezi. În cazul în care te-ai despărțit de partenerul de viață și vrei să vezi dacă te mai împași cu el și dacă îți mai este sortit, ce va trebui să faci? Tot așa, vei lua o foaie de hârtie cu culoare roșie, vei scrie numele tău și numele lui și vei scrie: vreau să-mi apare în vis, să-mi arate Dumnezeu dacă tu ești destinat mie și să te întorci la mine și să mă iubești. Vei da această foaie de hârtie, o vei da cu apă sfințită, da? Deci cei care vreți să apară destinul în calea voastră, dați cu parfumul vostru, că sunteți femei, că sunteți bărbați, cei care v-ați despărțit, cu apă sfințită, da? După ce, dacă ai visat ceva, bineînțeles, da? 3 zile va trebui să lași această hârtie scrisă superna ta, de câte ori dormi, să faci și o rugăciune, să ceri universului să-ți arate, să-ți dezlege, te uiți la acest video cel puțin de 7 ori, distribui un număr cât mai mare, da? Și bineînțeles, după alea 3 zile, vei da foc la foaia de hârtie și cenușa o sufli în vânt, ca universul să primească cererea ta și rugăciunea ta și să-ți îndeplinească dorința, da? Să rămâneți curați și luminați, ca argintul strecurat, ca aurul de curat de la Maica Domnului lăsați, nu pentru o zi, nu pentru două, și pentru toată viața. Să vină bucuriile asupra voastră, să vină fericirea asupra voastră, să vină norocul, să vină prosperitatea, să vină dragostea, să se dezlege cu un de la voi, să se dezlege rău care este căzut pe destinul vostru, pe dragostea voastră, pe fericirea voastră. Așa să fie, așa să dea Dumnezeu. Pui, 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 așa să fie, așa să dea Dumnezeu. Pui, 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 așa să fie, așa să dea Dumnezeu. Pui, pui, pui. Ia Mariza Manjachet, Zuja Maramizdari,
are mesete, mestechen, dar este giușca, ramazeta, ramasa, eremerii, aramastan, da mic, este roșon, doroză, să vină bucuriile asupra voastră. Și nu uitați, dragii mei, să vă uitați la acest ritual cel puțin de 7 ori, 7 zile la rând, sau de 7 ori să vă uitați în acea zi și să puneți supernă, dragii mei, ca de scântecul meu să vină la voi și să se prindă de voi, să puneți supernă foaia de hârtie care, pentru cei care sunteți singuri și considerați că aveți cununile legate și așa mai departe, dați cu parfum, scrieți acolo că vă doriți să apară destinul vostru, scrieți cum vă doriți să fie acest destin, da? Ca universul să îndeplinească dorința, 3 zile supernă și pentru cei care v-ați despărțit cu apă sfințită și scrieți acolo ce vă doriți să se întâmple, da? Și după 3 zile dați foc la hârtie și suflați în vânt cenușa. Hai, v-am pupat și norocul să fie cu voi. Doamne ajută!